O relație bună cu mâncarea se consolidează încă din primele zile ale diversificării și este ghidată în primul și în primul rând de către copil. Noi ca părinți avem cumva datoria de a ne asigura că îi oferim alimentele de care are nevoie pentru a se hrăni, dar nu stă neapărat în puterea și în putința noastră să hrănim în sine copilul. Este important ca el să învețe încă din primele zile de diversificare care este gradul lui de sațietate, care este senzația de foame, lucruri care îl vor ajuta pe parcurs în toată viața lui, pentru că nu creștem până la urmă doar un bebeluș, ci creștem un viitor copil care va crește mai departe și va ajunge adult. Iar din experiența din cabinet vă pot spune că adulții cu probleme de mâncat emoțional, cu mâncat compulsiv, cu mâncat de recompensă, de fapt au ceva povestioare din copilăria lor, din primele zile de diversificare, unde mama poate le distrăgea atenția ca să mai mănânce încă o linguriță în plus, sau poate le spunea că dacă nu mănâncă și acel brocoli, nu vor ieși la joacă, sau poate le oferea ciocolată când erau mai mari, doar dacă își mâncau și legumele din farfurie. Îi lăsăm să se împrietenească cu mâncarea și mai ales ne așteptăm, ne setăm niște așteptări corecte raportate la vârsta copilului, pentru că, da, un bebeluș de 6, 7, 8 luni probabil se va juca mult cu mâncarea, probabil nu va ajunge pe cât de mult ne așteptăm noi și în stomăcelul lor, ci mai mult pe grese și pe pereți. Cu toate astea, acesta este începutul unei relații bune cu mâncarea pe termen lung.